Iarăși ne pornim și bancomatul temporar nu funcționează. Chiar lângă Second este un bancomat, este o bancă și întotdeauna avem surprize. Și Mirea mea își caută hăinuțe. Avem aici de la Second un tricou de la Disney, original, tot luat de la Second. Frumoasă este Mirea, mânghetuțe. Iată așa outfit are astăzi. Aici sunt rochițe pentru vară. Asta e stilul Cătălina, de procent. Cătălina nu este doar tine, Cătălina astăzi este plecată cu familia ei. Mirea m-a găsit așa o rochiță, wow, dar așa de frumoasă XS. Oi, boșe. Cum? Încă o rochiță a găsit Mirea. Arată? E superbă. De la H&M? Da. Foarte frumoasă rochița. Și acuș mi-am luat și eu pantaloni. Cristina aici provează așa pantaloni. Dar nu sunt tare, Cristina. Nu-ți faini așa? Mă fac mare. Deși sunt frumos. Suntem în alt magazin și tata Cristina deja are multe mult. Multe, multe haine, multe. Doar am intrat. Da, eu am găsit așa rochiță. Acești pantaloni, Miriam, și ți-i făcând ție. Dar mie nu-mi plac. Păi mi-i propun mie? Da, eu zic să-ți propui ție. I-am spus lui Miriam să încerce pentru că pentru asta nu plătești, pentru probă nu plătești. Și eu știu că nu plătesc pentru probă și nu mult. Cristina ia, dar eu trebuie să pun la loc. Cristina tot zice wow. Vreau o pereche de pantaloni albi, dar nu găsesc, mă linea mea. Mă cești pantaloni? M-am gândit că o să mă topesc cu mine. O să-mi fie tare cald. Ăștia am plac chelioși pantaloni cu roșați. Vazați. Și sunt așa culoare să-mi vrei? Ce nu? Wow, ăștia chiar îmi plac. Chiar sunt așa cam. Pentru asta nu plătești. Așa vom denumi acest videoclip. Pentru asta nu plătești. Wow, ce model am găsit. Chiar sunt frumoși. Detalii de vis, de cartul, opa! Hai că am cucerit-o. M-ați cucerit. Eu nu prea tare cu pantaloni colorați. Hai că la un tricou alb merge. Da. Și nu doar. Uitați-o. Cristina, eu tot ce colorat să vină la mine. Tot ce colorat, veniți la mine. Fața lui Miriam și-am luat și o pereche de sandale de la Zara cu 10 dolari. 10 euro. Mie îmi place Cristina, ea caut, dar eu trebuie să-ți înhaine. Astea sunt ale mele, iar astea are ei. Ea pentru mine a venit. Hai să mai mergem să mai vedem ce mai este aici. Iată încălțămintele care sunt și mi-a tras atenția aceste sandale. Nu știu, Miriam nu le vede, dar eu le văd. 38 marimea. Drăguțe. Și așa saboți, fain. Ce zici de așa saboți? Dar să înverți și nu prea ai la ce să îi asortiezi, știi? Și pentru copilași sunt hainuțe. Trebuie doar să alegi. Mă uit acum și pentru copii, dar mai întâi ne uităm pentru noi, că fața lui Miriam nu-mi place. Cum ar fi un fierbător care fierbe, da, Miriam? Wow, ce fustiță faină! Aș zice pentru Miriam. Este mai mică, îi dau voie ei prima să se îmbrace. Trebuie să aranjeze și, da, Cristina? Hai, letele, așa de multe! Așa că mașă pentru albe, 80 lei. Pantalonii sunt super. Poți să dai tricoul un pic jos, să vedem așa, la un tricou larg. Trebuie ceva alb masiv, așa, sau roz. Flac? Sunt comod. La mare o să fie perfect cu sandăluțe. Și la spate, te să văd. Super. Mie foarte, foarte tare îmi plac. Îți trebuie și un tricou din ăla pe bretele. Ușurel. Uite o rochiță. Trecută la spate, întoarce-te. Și gustărica noastră preferată, cartofi asortii. Noi întotdeauna mâncăm acești cartofi. Bunișori? De acord. Cristina a zis, cum să vină la, ea la Andes și să nu mănânci cartofi asortii? Cum? Nu ți de astea. Cătărina ne-a întrebat ce facem, acum și trimitem un video. Eu n-am dormit la mea. De ce? Că te-am așteptat să ne aducem mâncare. Ei, ai motiv, ai motiv. Copiii mei dorm la amiază. Mamica v-a adus cartofi în sortie. Și v-am adus pizza voastră preferată. Iată ajutorul meu. Am adus iernii pentru tine, ți-am cumpărat sandale, mamic.
Ia, ce sandale colorate. Unde pui jos? Tati, ia trebuie frumos, el e emoționat. Wow! Ia, bunic, ce sandale o să te le am luat eu, 150. Sper să nu-ți fie mici, mămică. Oh, cât de mare ești în picior. Ai crescut. Mărimea 34, el de fapt poartă 33. Dar zic că o să fie ok. 34. Ne ducem să arătăm hăinuțele mămicăi și Adriane. Ea ne așteaptă să vadă ce cumpărături am făcut mai faine. Cele mai faine cumpărături. Da. Dacă noi nu venim undeva la mama, este curățel. Dacă venim, copiii prăștii toate scările peste tot. Ea face beauty proceduri. Adriana se ducea lângă zacoș și vrea să scoate, dacă și-a zis așa se vrea. Fractele hrăcători. Uitați-vă. O rochiță de 100 de lei. Pustiță. Și frumoasă. De la mango. De ce mango? Să mă asigur, dragilor. Am rupt-o eu, dar nu-i culoarea mea. Un sacou de 100 de lei, mărimea L. 100% coton. Pentru o fată cu talia foarte, foarte mică, Mirea. Așa. Mi-am luat și așa un rachetă stil tricou. Îmi place de Ana. Nu, dar îmi place rău, stai și de gândire să o tăpă. Ia uitați-vă, este un set așa, pot să-mi brachea. Așa. Și ca o maică bine. Da. Ca o maică. Și fetele de 200 de lei, așa o rugi pentru mare. A? Și atât la cât are ce zic are? Și 100 de lei, așa shorts. Așa pantaloni scurți, 100 de lei. Pentru adult, o cămașă pentru mare, 80 de lei. Asta nu e mea! Așa, o pereche de blute, 400 de lei. Ce înseamnă asta? Că îți merită fusta sau cum? Da. Ia-mi plac? Sunt foarte ușure. Sunt culorile lui Miriam, pentru că sunt culori neone. Da. Aprinse, perfecte. Știi, până în vintalea, că până ai vintalea. Super, super, mam, dacă îți place, dar mama totuși crede că e mărimea ei. Nu știu, e mărimea ta, dar e XS. Foarte frumos, foarte frumos. Iată blugii. Sunt foarte faini. Uuu, nu-mi place. Foarte frumos. Noi suntem în ospeție la Miela. Salut, Miela! Miela, te-ai șepa? Da! Te? Cătălina face tort medovic. Ce fain. Și facem șuba, salata șuba. Și coacem turtele, iată, în așa aparat. Radu l-a luat din Anglia când a fost. Vreau să fac o rulată din tocătură din carne de pui, piesmiți, cașcaval și ouă și ceapă. Trebuie să curăță ceapă. Prima etapă, dăm ceapa prin frăzătoare sau prin blender. Cătălina n-are blender, eu dacă eram acasă, dăm prin blender. Dăm prin frăzătoare cașcavalul. Ia uitați așa cum ușor. Tare gustos acest cașcaval. Cristina, trebuie să vadă tot ce se întâmplă în jur. O să fie bun soacră? O să fie bun. Bună, nu din aia, Rea, nu să fiu soacră de-a. Vreau să fiu soacră așa ca mama mea. Băieții noștri și surioara noastră, Adriana, poate confirma că mămica noastră e bună soacră. Am pus un ou, punem cașcavalul și pesmeți. Și tortul meu este aproape gata. Ce frumos. Puteți pune pâine. Eu pun pesmeți măcinați. Dar tu ce faci și sănăci? O ruladă. O muscă. Miela, e deja de ce așa de frumos, singură. Miela! Miele, da. Ata. Și uitați acum și-a pus ursulețul lângă ea. E prietenul tău? Acest ursuleț e prietenul tău? Îi dai apă? Totul amestecăm frumos. Frumos. Da, facem cu dragoste. Ingredientul principal, cum zice mama, dragostea. Și trebuie să-i prăpuță, faza pentru mine, dar nu mai am tocături.
de pe Temu, Cătălin a dat comandă de așa... Huse. Huse. Dacă n-ai caserolă. Este mai ușor decât folie alimentară. Și punem deasupra la farfurie și... Dar să vă zic de ce e ușor, vezi? Iai și pui înapoi. Da. Folie alimentară dacă o scoți, deja nu mai pune înapoi. Corect. Hai să punem deasupra și aici, Cătălina, și luăm la mămica, ne punem la mămica în deal, pentru că mămica trăiește în deal. În Bali. Da, noi în Bali, ea în deal. Și ne ducem acolo să pregătim rulada, să mâncăm cu toată familia. Mămica ne-a rugat să o ajutăm cu cina în seara aceasta. Vom face cartofi și rulada. Salata o vom pregăti pentru mâine. Sora mea e gospodină, copt și bunică. Bucăți de pâine coaptă. Cătălina și-a găsit tot aici, face pâinile așa. Și a venit comanda de pe Temu. Am dat comandă ca să vedem cum vin. Facem proba. Și spre surprindere noastră, hăinuțele vin foarte, foarte faine. Iată, această rochiță este exact ca pe poză pentru Miela la ziua ei de naștere. Miela, este rochița ta. Ia, Miela! Este o rochiță albă, ușoară. O vom lua și la mare cu noi și va face Miela poze. Pentru că acolo vom sărbători ziua de naștere a Mielaninii. Ia! Și bentițe. Cât ai dat pe aceste bentițe? Iar de pe Temu, 30 de lei, uitați-vă. Iar această coroniță, cât ai dat pe această coroniță? 50 de lei, moldovenești. Și așa husă, că te și o husă pentru telefon, cât te dat pe husă, dar e foarte calitativ. 30 de lei. 30 de lei. Deci se merită, dragilor. Și-a luat și un aparat pentru lapte. Să faci spumă la cafea, așa? Da, ia. Și e așa un aparat. Albert l-a pus, eu nici n-am știut. Spumă la cafea. Îmi voi lua și eu. Cappuccino când faci. Da, faci cappuccino și faci lapte. Da, vom încerca să vedem. Da. Și ne ducem acasă, am făcut un pic de ordine, am strâns totul. Să mai veniți până la vasele de când venim. Da. Și când venim de la mama, vrem să facem și salata. Să ungem turtele la tort. Facem tort. Așa e, ca să o umbli. Și așa. Vă place? Ce faci, mătușica? Ea plânge, mătușica. Uite, ea plânge, ea. Să facem care păpre, mă. E cald afară, trebuie să prins cărniela. Mătușica face încet, Miela, mătușica încet, uite încet. A venit comanda de pe Temu, fericirea Cătălinei. Lasă! Hai pe râd! Avem prosop pentru Miela, pentru baie? Eu. Da. Miela, la mare mi-ai fi frumos toată. Îți place? Vrei să-l îmbrăcăm? Nu. Baby, hai, pune-l aici. Da. Wow. Avem așa ceva pentru mare. Hai să vedem ce e aici, mămic. Wow. Hai nu le deschidem, azi deschidem la mare. E foarte calitate, e foarte. La mare, mămica, să-l deschidă, bine? Da, hai să dăm alt. Avem iată pentru copiii tăi, jucărie. Mi-am luat așa ceva pentru spălarea legumelor. Pentru orez. Crupe. Crupe, da. Bine, da, sunt toate. Ia mâncă să-l deschidă. Iată așa, aici spălăm și aici scurgem. Vezi, fain? Am luat pentru baie. Rafturi. Raft. Ia! Wow, cât elastice. Cât ai dat pe aceste elastice? 20 lei. 20 de lei. Uitați-vă cât elastice. Miela, 20 de lei moldovenești. Aici pentru copii, dar nu arăt pentru că Miela o să vadă. Am luat, iată așa frumusiți. Elastice pentru Melania. Ia o mică și frumos. Am luat așa pentru periuțe de dinți. În călătorie. În călătorie spunem periuțele. Două în cap aici, trei. Materialul, eu vreau să văd mai foarte calitativ, ia. Foarte. Sari. A, mamic, ce e, mamic? Acum deschide. Aici punem periuțele ca o husă, da? Da, și iată, așa, să punem. O, iată, mamic, asta pentru copiii tăi. Jucărie. Asta deschidă ei, o să vedeți reacția lor. Iată pentru tine, mama! Mami! Mie, mie, da. Hai, bunica, deschide, vrei? Hai. Du-te la bunica, așa deschide, bunica. Hai, fugi la bunica.
Aici doar pentru copiii tăi. Asta este pentru semințe. Da, ca să desfaci, ca să decojești semințele. Albert a comandat. Și iarăși elastice, la același preț? Lame. La același preț, 30 lei. Luăm farș și facem ca o ruladă. Foarte groasă. Punem pe folie. Îmi spăl mâinile ca să pot închide. Și închidem frumos cu folie. Ca să nu se scurgă zeama. Uite așa facem. Și punem la cuptor la 180 de grade și coacem. Nu coacem mult. Nu uscăm pe care. Un mic secret, deci această ruladă nu trebuie să fie deloc crocantă, iată așa cum o vedeți, eu am ținut-o la 180 de grade, undeva vreo jumătate de oră. Noi am făcut paste și zeama aceasta care este aici, eu o pun peste paste, dar mai întâi scoatem rulada și o pun un pic, un pic să se răcorească. Copiii mei s-au îndrăgostit de această mâncare, e ceva de nedescris, au pus nota 100. Ea este foarte, foarte bine închegată. Punem o farfurie și tăiem așa bucăți felii pentru fiecare. Încă o bucată de rulată. Gustul este deosebit, deosebit. Cine iubește mâncarea mai dietică, mai sănătoasă, iată așa o rețetă din partea noastră. Decât fârjoale, eu mai degrabă prefer așa, rapid, gustos și sănătos. Miriam va gusta și va spune părerea ei, pentru prima dată gustă la mine. Tăiem rulada felii, uitați-vă cât de bine se taie. Puteți o puneți la frigider și să o mâncați și rece când se răcorește. Iată așa este în interior. Iată cum arată în interior. Miriam gustă. Părerea? Tare bun. E bun. Cu pastie este perfect. Eu o las în frigider să se răcească și în loc de salam putem să mâncăm cu pâine și cu brânză. Uite așa bunătate. Brânză topită, mă refer. În următorul videoclip, bunicuța vă va arăta cum pregătește dulceața din dovlecel și dulceața din dovlecel cu mere văratice. Noi vă dorim vizionare plăcută și mulțumim pentru susținerea voastră!